Ce se află coletele astea? De unde sunt? Din Ucraina. În dimineața zilei de 23 august 2011, polițiștii de frontieră din cadrul sectorului poliției de frontieră Vicov, în timpul executării unei misiuni specifice la frontieră, au depistat un grup de persoane care transportau dinspre Ucraina în România mai multe colete voluminoase. Polițiștii de frontieră au somat persoanele prin voce, însă acestea au ignorat avertismentul, pentru care au fost trase 5 focuri de armă în plan vertical, reușindu-se reținerea unui tânăr de localitatea Vicov de Sus. În prezent, poliția de frontieră i-a întocmit tânărului acte premergătoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă în forma agravantă. În zona unde a fost reținut tânărul, poliția de frontieră au descoperit 9 colete care conțineau peste 15.000 de pachete de țigări marca Viceroy de proveniență ucraineană, întreaga cantitate de țigări fiind ridicată în vederea confiscării.